Maria și Ștefan au primit o scrisoare din exterior. Doamna Simona spunea că pare cumva Maria că are tendința să țină fruiele relației și că de multe ori pare nemulțumită de Ștefan. Maria spunea că într-adevăr doar pare acest lucru pentru că are anumite gesturi, anumite expresii care dau impresia asta, dar nu este adevărat, nu are nemulțumiri față de Ștefan și chiar e deranjată în ultima perioadă pentru că numai asta îi se scrie, mi se spune despre fața ei, gesturile ei, că sunt într-un anumit fel spunea doamna Simona că nu ar trebui să se supere, că încă de la început Maria a spus că este o persoană colerică și că se poate stăpâni, poate lucra la lucrul acesta, să încerce să nu mai reacționeze atunci pe moment, să respire puțin și apoi să dea replica cu un alt ton, mai calm, mai liniștit. Spunea doamna Simona că poate Ștefan acum este la început, este îndrăgostit și acceptă și tonul și mimica, însă cu timpul s-ar putea să îl zgârie cumva și tonul și ieșirile Mariei. Maria spunea că a înțeles, e adevărat că este capricioasă și că are toane și stări și încearcă să lucreze la acest lucru. O întreba dacă ar accepta ea o persoană ca ea și Maria a spus că nu deloc, nu ar accepta o persoană ca ea în viața ei. Spunea că își dorește să nu se vadă din exterior că ar fi nemulțumită de Ștefan, pentru că nu este așa. Din contră, îi place chiar foarte mult de el și Ștefan simte acest lucru.